Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre pronumele personal propriu-zis. Ce este pronumele personal? El desemnează participanții la actul de comunicare. Cel care vorbește este vorba de eu sau, dacă sunt mai multe persoane, putem vorbi de noi. Cel care ascultă, ascultătorul, tu. Sau, dacă sunt mai mulți, voi. De asemenea, pronumele personale îi desemnează și pe cei care nu participă direct la actul de comunicare, cei care sunt evocați. De exemplu, el sau ea, da, sunt cei despre care poate vorbesc eu, sau aceștia toți, ei sau ele. Da? Pronumele personal, da, are forme distincte, așa cum îi spune și numele, după persoană. Voi discuta de persoana întâi, a doua și a treia. Le vom lămuri pe parcurs. Am forme distincte după număr, da? Forme pentru singular și forme pentru plural. Am forme distincte după gen, adică voi avea forme pentru masculin și feminin. Bineînțeles, forme diferite după caz, da? Cazurile, nominativ, acuzativ, dativ, genitiv, și să nu uităm cazul vocativ. Persoana. Hai să vedem ce arată persoana întâi. Păi, persoana întâi arată persoana care vorbește, adică locutorul, vorbitorul. Iată formele. Eu, noi, mine, mie sau nouă. Persoana a doua. Arată persoana căreia îi se adresează vorbitorul, adică interlocutorul sau ascultătorul, aș putea să spun. Tu, voi, ție, vouă. Iar persoana a treia arată persoanele sau obiectele despre care se vorbește. El, ea, ei, lor, de exemplu. Persoana întâi. Am forme diferite de singular, de plural. Am forme pentru cazurile nominativ, acuzativ și dativ. Da? Reține lucrul acesta. Hai să vedem formele de persoană întâi. Iată-le. În cazul pronumelui personal, voi avea formele accentuate. Da, cele de aici, eu, mine sau mie, diferite după caz, sau pentru plural, noi, nouă, iar formele neaccentuate sau formele scurte sunt mă sau mă, îmi, mi, pentru singular, ne sau ni, pentru plural. Vom discuta după aceea și cum le vom folosi pe aceste forme neaccentuate. Persoana a doua are forme diferite de singular și de plural și forme doar pentru cazurile nominativ, acuzativ, dativ, dar și vocativ. Iată formele. Da? Pentru persoana a doua. În plus, față de persoana întâi, vom avea forma tu, adresarea directă de la vocativ, sau voi. Da? Ce trebuie să observăm este faptul că doar pentru cazul acuzativ și dativ avem și forme accentuate și forme neaccentuate. Persoana a treia are forme diferite de singular, plural. Bineînțeles, are forme diferite și după gen, de masculin și de feminin. Un lucru în plus față de celelalte două persoane.
Are forme pentru cazurile nominativ, acuzativ, dativ și genitiv. Iată, ea nu are forme pentru vocativ. Hai să vedem. Mai întâi, persoana a treia, genul masculin. Iată formele, da? Formele accentuate și formele neaccentuate. Persoana a treia, genul feminin, formele accentuate și formele neaccentuate. Utilizări sintactice ale pronumelui personal propriu-zis. Subiect. Tu erai trist când ne-am văzut. Cine erai? Despre cine se spune că erai? Despre tu. Da? Nume predicativ. Reținem funcția de nume predicativ atunci când acel cuvânt stă lângă un verb copulativ. Complementul prepozițional se gândește la tine. La cine se gândește? La tine. Complement direct. Nu-l cunosc. Iată, a venit. Ca să-ți fie mai ușor, apropo de formele neaccentuate, le poți dubla prin formele accentuate. Nu-l cunosc pe el. Și iată, îmi vine mai ușor să aflu funcția sintactică. Pe cine nu cunosc? Pe el. Iată, pe ea. Pe cine? Iată, pe ea. Complement indirect. I-am trimis lui biletul, ne-a spus să plecăm. Cui ne-a spus? Nouă. Apropo de ce spuneam cu dublarea formei. Circumstanțial de mod, vorbește exact ca voi. Circumstanțial de timp, a sosit după tine. Circumstanțial de loc, a ajuns la mine. Atribut, dorința lor m-a uimit. Iată bibliografia, dacă vrei să afli informații suplimentare despre pronumele personal. Felicitări! Ai ajuns la finalul prezentării mele. Ai aflat informații despre pronumele personal. Vor urma și alte materiale legate de acest subiect, exerciții care să te ajute să înțelegi mai bine această parte de vorbire. Îți doresc mult